Și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Rahela, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Rahela, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Rahela, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Amin. Amin.